Pacea Sfântă, am o bucurie minunată cu Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în viața mea, e minunat. Mi-a vindecat sufletul, mi-a vindecat trupul, m-a vindecat de lumesc și a pus în mine duhovnicesc. Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu, din Isaia 43, cu 13. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Aș vrea mai întâi să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc din inimă, Iisuse, tăria mea. Tu ești singura mea fericire. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai creat în chip așa de minunat. Îți mulțumesc că m-ai făcut o ființă așa de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat înțelepciune din înțelepciunea Ta. Îți mulțumesc că ai pus în inima dragostea și bunătatea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare lacrimă, pentru fiecare durere, pentru fiecare boală în trup și suflet. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, ești un Dumnezeu viu și adevărat. Ești un Dumnezeu de temut. Elise Gaut o servent. Doamne, Tu ești cel mai înalt. Doamne, Tu ești viu și adevărat. Doamne, îți mulțumesc că ai înviat și în sufletul meu. Mărească-ți se numele Tău de Tată. Doamne, mă rog în mod deosebit pentru această biserică minunată. Mă rog, Doamne, pentru pastorul acestei biserici. Mă rog să-L binecuvintez cu binecuvântări sfinte și să lași Duhul Tău cel spun la lucru în această biserică. Îți mulțumesc și Te iubesc, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Pentru început aș vrea să mă prezint. Mă numesc Urs Dana Gabriela și am 33 de ani, prin îndurarea lui Dumnezeu. Sunt la Facultatea de Litere franceză engleză anul 3 și până în prezent Dumnezeu m-a portat așa de minunat prin multe suferințe și prin multe boli, mărit să fie Domnul. Am început să-L cunosc pe Dumnezeu de mică. De fapt, L-am iubit cu toată viața mea de când mă știu. Am vrut să-I slujesc neîncetat pentru că este un Dumnezeu viu și minunat. Am dat la Facultatea de Teologie la Cluj, teologie ortodoxă pe vremea aceea, pentru că nimeni nu era întors la Dumnezeu din familia mea și nici eu, dar îl iubeam pe Dumnezeu cu o iubire eternă și am ales să mă duc acolo pentru franceză, pentru că ce să fac eu să fac ceva cu franceza, dar bine, îl iubeam și pe Dumnezeu. Și am gândit Dumnezeu să merg acolo la Facultatea de Teologie Ortodoxă și am intrat cu bursă. Am luat cea mai mare notă la dogmatică pe vremea aceea la Cluj. Dar asta nu m-a făcut să mă simt așa mândră. De fapt, nu aveam mândrie. Dar eram așa de cercetată. Doamne, cum ai putut? Adică la dogmatică am un 9 și ceva și la franceză am un 7 și ceva și eu franceza o știu mai bine. Mă rog, am trecut cu vederea asta. Dar Dumnezeu m-a îngăduit să merg acolo pentru ca să văd acolo niște lucruri urâte. Doamne, ai milă de noi! Câtă curvie și cât de sfru am văzut acolo, n-am văzut în viața vieții mele. M-am întristat foarte tare și am zis, Doamne, Dumnezeule, dacă eu Te cunosc, că ești bun, ești drept, ești împărat și, Doamne, ai găsit să vin aici, nu știu de ce, Doamne. Pur și simplu mi silă de ce văd în jurul meu. Și Dumnezeu atunci a îngădit peste mine o neputință în minte. Și am zis către unul dintre părinții care erau acolo, adică către unul dintre preoții de la teologie ortodoxă, părinte, nu mai pot să continui facultatea asta pentru că nu mai pot, simt că îmi pierd mințile, sufletul, nu știu ce e cu mine. El atunci a început să plângă și nu
știi, eu știu că îl iubești pe Dumnezeu, văd prea bine asta, dar nu te temi că Dumnezeu are grijă de tine. Și am venit la cămin, stăteam în căminele studențești HDU, camera 37, și dintr-o dată n-am mai avut nicio poftă de mâncare, pentru că eram prea șocată de ce am văzut. Și n-am mai putut să mănânc. Nu puteam nici să dorm. Și am zis, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Dar... Și Dumnezeu a îngăduit să mă duc la o mănăstire în Icuna. M-am dus acolo, mama mea a venit după mine și am zis, mamă, eu ce-am văzut în familia noastră, ce-am văzut în lumea asta murdară, eu nu pot să fac asta. Eu vreau să mă călugăresc, să-i slujesc lui Dumnezeu, pentru că mi stiră de tot ce văd în jurul meu. Mama mea a venit după mine și, bineînțeles, a plâns și a zis, Dănuța, dragă, dar cum poți să faci una ca asta? Știu că iubești pe Dumnezeu, dar te rog, uite, ești o fată frumoasă, ești respectată, suntem din familie bună, tu trebuie să te căsătorești, tu știi asta, că... Lasă, nu te uita la ce-am făcut eu sau ce s-a întâmplat în viața noastră sau în familia noastră. Tu știi că Dumnezeu are grijă de fiecare. Și bineînțeles, mama mea n-a înțeles și unul dintre călugări a zis, a plâns și spune, lăsați-o, doamnă, să stea aici pentru că ea își găsește alinare la Dumnezeu. Nu. Nu o las aici, e fata mea, trebuie să se căsătorească, trebuie să aibă un rost, trebuie să fie și ea căsătorită și să aibă și ea copii și să se bucure, pentru că așa e normal. Și Dumnezeu a îngăduit să mă ducă în cel mai prunc spital de psihiatrie din Cluj, la secție închisă. Am îndurat acolo foarte multe lucruri. Nici nu știu să povestesc în cuvinte. Dar am călătorit prin spitalele acestea de psihiatrie mulți ani la rând. Pentru că mama mea nu înțelegea. Nu înțelegea pentru că nu avea lumină. Dar o iubesc cu o iubire eternă pe mama mea. Da, și n-am înțeles nici noi, familia noastră, făceam parte atunci dintr-o familie ortodoxă și știți cum este la ortodoxă? O, suntem ortodoxi, suntem bine, mergem la biserică, totul este bine. Dar nu este bine dacă nu l-ai pe Iisus în suflet. Și acolo, în suspinele acelea de la psihiatrie, deci nu știu cum să spun, mi s-au dat o mulțime de sedative și o mulțime de injecții și nu, pur și simplu, nu puteam să stau pe picioare. Și am fost atât de dărâmată, ba într-o zi mi-a dat, nu știu ce injecție mi-a dat, că am paralizat așa ca și... Deci eram într-o stare deplorabilă. Și doamna Macrea, doctorița de acolo, Domnul să o binecuvinteze, i-a spus mamei mele, vreau să-i facem la Dana niște electroșocuri. Dar acum, pentru asta, trebuie să fiți de acord ca familie, că altfel nu se poate. Și mama mea a întrebat de fratele meu și el student atunci în Cluj, la telecomunicații. Măi, Aline, ce să facem? O ducem pe Dănuța să-i facă electroșocuri sau ce să facem? Doamne, dar ce se întâlnea acum, mică? Ce se întâlnea? Păi, adică, nu știu nici ce se întâlnea, dar a zis că dacă îi face electroșocuri, își revine. Și zicea, Doamne, dar nu îngăduie așa ceva, mămică dragă, tu știi că noi o iubim pe Dănuța, cum să faci una ca asta? Doar Dănuța e sora mea și știi, mămică dragă, dar astea sunt niște dureri cumplite, cum? Scoate afară de acolo. Vreau să o aduc acasă. Și m-a adus acasă și tot așa a continuat
în tot felul de spitale de psihiatrie și apoi, la un moment dat, m-a dus într-un spital tot din Cluj, la secție închisă, la domnul doctor Birț, domnul să-l binecuvinteze. Și acolo, atât de tare m-a sedat, de am ajuns în comă medicamentoasă. Nu mai știam de mine, nu știam nimic. Știam doar că, de fapt, nu știam. Nu știam cine zice, dacă sunt, dacă nu sunt, nu știam nimic. Și de acolo Dumnezeu a îngăduit să mă scoată de acolo și să vin în Zalău. Și mama mea a auzit de o anumită doamnă doctor Ferenț din Zalău, care este foarte bună doctor psihiatru și să facă ceva cu mine, că uite, nu mai îmi revin. Și m-a adus acolo și așa ca prin gând, ca prin vis, așa mi-amintesc, Doamna Urs, dar cum ați putut să faceți una ca asta? Știți că dumneavoastră ați îngăduit asta peste fica dumneavoastră și cum ați putut să duceți acolo, să-i dea atâtea sedative? Dumneavoastră știți ce asta? Și 6 lembomepromazine și atâtea injecții. Deci e numai Dumnezeu care a putut să o lase în picioare, pentru că de mult era pământ pe ea. Adică a avut un corp tare și numai asta o ținea în viață. Că a putut să lupte corpul ei cu aceste sedative și aceste urâte medicamente. Și mama mea, doamna doctor, dar nu știu. Bine, atunci vă rog să o lăsați aici și eu vă spun atât. Nu pot să fac nimic, dar rugați-vă la Dumnezeu să facă El ceva, pentru că eu nu pot să fac nimic. Numai Dumnezeu poate să facă. Dacă o să aibă viață, e slava lui Dumnezeu. Deci nu pot să fac nimic. Eu o să încerc, mă străduiesc, dar sunt om și eu. Și vă rog să nu mai veniți la ea la spital pentru o vreme. Și am trecut așa, nu știu câte zile, pentru că eram ca și într-un vis acolo, nu știam. Și a venit așa la mine domnișoara doctor Ferenț și a zis, o să-ți dăm o injecție ca să-ți spălăm sedativele care sunt în tine, pentru că altfel, deci nu știu dacă asta o să te facă bine, dar crede-te în Dumnezeu. Și eu aveam Biblia cu mine mereu acolo. Și mi-a dat o injecție acolo. Și în timpul acesta, deci începeam să-mi revin, dar era Dumnezeu care făcea asta, nu vreun doctor sau ceva, era Dumnezeu acolo prezent. Și mi-a dat injecția respectivă. Și apoi, când m-am trezit dimineața, am deschis cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 30. Te-am vindecat. Acolo scrie despre vindecare. Doamne, îți mulțumesc! Doamne, îți mulțumesc! Și de atunci am început să scriu așa poezii prin Duhul Sfânt la domnișoara doctor Ferenții și tot dădeam aceste poezii. Și bine, Dana, scrie, uite, păi, doamna doctor, eu am fost profesoară și vreau să fiu profesoară de franceză în continuare. Mie îmi place foarte mult limba franceză. Și bine, zice doamna doctor, uite, dacă îți revii, să știi că eu o să fac asta, să vii cu mine în Franța, să fii translatorul meu. Vrei? Da, vreau. Sigur. Limba franceză pentru mine e cea mai frumoasă limbă. Îmi place foarte mult. Și tot vorbeam așa cu doamna doctor în limba franceză, fără să știu că Dumnezeu vorbea atunci, nu știu. Deci nu știu cum, dintr-o dată, așa mi-am dat drumul la gură și vorbeam în franceză. Și spune doamna doctor, Dana, dar tu știi foarte bine limba franceză. Da? Vi se pare că știu? Da, poate că o știu, nu știu. Mi-am învățat, întotdeauna mi-a plăcut să învăț. Și așa s-a continuat experiența mea și apoi am ieșit afară din spital și treptat, Dumnezeu a lucrat la mintea mea, la inima mea și anul trecut am avut o boală pancreatită acută și eram la un pas de moarte. Deci numai Dumnezeu m-a salvat. Și acolo în spital am zis, Doamne Dumnezeule, dacă existi cu adevărat și știu că existi,
Eram în chinurile groaznice pentru că n-am putut să mănânc, n-am putut să beau nici apă, eram cu sondele în nas până în stomac, eram moartă. Dar Dumnezeu m-a înviat. Și Dumnezeu m-a eliberat. Asta, eliberarea asta a fost așa treptată. Și mama mea, văzând, de 2 ani, am început să predau din nou în învățământ, pentru că eu sunt profesoară de limba franceză. Și anul trecut am avut cea mai mare notă din județul Sălaj la limba franceză la acest examen. Și când am mers la școala respectivă, mi-a zis unul dintre angajații, Dana, dar tu știi ce lucruri frumoase a spus domnul inspector Cosma despre tine? Nu știu, de unde să știu. Că ai făcut o lucrare foarte bună. Da, poate că am făcut, nu știu, m-am străduit, dar Dumnezeu m-a ajutat. Și am predat așa de 2 ani de zile limba franceză și anul acesta am zis, trebuie să vin în București, pentru că eu eram acum, deci sunt acum anul 3 și trebuie să vin la facultate, pentru că sunt la zi și trebuie să fac și prezență dacă sunt la zi. Și zice mama mea, tot mă sună din Zaleu și zice, tu Dănuța dragă, tu trebuie să mărturisești ce a făcut Dumnezeu în viața ta, sau ți-e rușine, sau ce vrei să faci. Spune, Doamne, spune, uite, mămică dragă, dar tu știi că eu nu sunt pregătită, știu că Dumnezeu o să mă pregătească și știu când Dumnezeu va spune da, voi spune și eu da. Bine, zice mămica, uite, dacă vrei să faci mărturisirea asta, fă-o, dar dacă nu, uite, fă ce vrei tu, dar să știi că ar fi bine să le spui celor din jurul tău cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Bine, mămică, uite, mă străduiesc. Și așa s-a bucurat de mult când a zis, când am venit prima dată în această biserică și am mers acasă și am sunat-o, mămică dragă, uite, am fost la biserică. Da? La ce biserică ai fost? Mămicuță dragă, la Biserica Baptistă, acolo în București, acolo nu departe de Cămilele Studențești. Și așa e de minunată, o biserică așa de minunată după voia lui Dumnezeu. Vai tu, Dănuța dragă, ce mă bucur pentru tine! Chiar mă bucur. Foarte bine. Du-te cât poți de des acolo la biserică. Și am zis, mămică dragă, am mai continuat așa conversația cu mama mea și am zis, mămică dragă, uite, Dumnezeu a lucrat foarte mult în viața mea și să știi că Dumnezeu foarte mult mă cercetează. Mămica nu prea înțelegea asta și am zis, mămică dragă, ai vrea să mă auzi și tu cum mărturisesc că Dumnezeu m-a vindecat? Sigur, Doamne, dar cum să nu vreau? Fata mea, Dănuța mea, e cea mai... Doamne, ca și cum i-ai da, zvorberei, cum au zis, 10.000 de euro. Așa de mult îmi pare de bine că Dumnezeu a lucrat în viața ta. Bine, mămică dragă, uite, spun asta, uite, acum, în data de 15 decembrie, Dumnezeu m-a eliberat. Mi-a eliberat jugul de pe spate, că aveam un jug, era cel rău, Dumnezeu să-l mustre, și mi-a descătușat inima și Dumnezeu a intrat în ea și a făcut lumină. Și zic, mămică dragă, uite, stai atent aici și să spune, uite, am niște poezii prin Duhul Sfânt. Mama zice, bine, hai, spune, uite, te ascult. Și tot m-a ascultat și la urmă, da, ai scris asta tu? Nu, Dumnezeu a scris, Dumnezeu mi-a dat să scriu. Că am zis, întotdeauna mi-a plăcut să spun poezii, dar am zis, nu vreau să spun poezii, Doamne, spusă de ceilalți, deci de alții. Vreau să spun ceva ce îmi spui tu, Doamne. Și de atunci am început și tot scriu poezii spre slava lui Dumnezeu, mai să fie Domnul. Și am zis, Doamne, cum voi putea să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în viața mea? Să mă mărturisești, să spui poezii în cinstea mea și să cânți. Să cânt, dar eu n-am ureche muzicală, n-am avut în viața mea. Îți voi da eu și ureche muzicală, spune Domnul. Mărească-se Domnul, mare-i Dumnezeu.
Și mi-a vindecat și vederea, pentru că cel rău mi-a întunecat și vederea. Și așa treptat, Dumnezeu mi-a eliberat și vederea, așa cum am văd foarte bine. Adică Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu e steagul meu. Dumnezeu este cea mai înaltă dorință din viața mea. Vreau să vă mai spun ceva. Și cred că trebuie să spun asta. Tatăl, eu am suferit foarte mult pentru că tatăl meu s-a sinucis. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu și am suferit foarte mult pentru că l-am iubit foarte tare. Și am zis, Doamne, am cârtit atunci înaintea lui Dumnezeu, am cârtit, nu știu cum să vă explic, dar am zis, Doamne, dacă îl iubesc pe tata foarte mult, nu pot să, numai să-l iubesc pe tata, nu știu. Eu iubesc mai mult tată, îmi ziceam așa în gândul meu, îl iubesc mai mult pe taică meu decât pe Dumnezeu. Doamne, ce păcat rău am făcut! Păcat rău, demn de moarte! Și bineînțeles, dacă n-am un tată pământesc, am un ceresc. Slavă Lui! Am și mamă, am și tată, am de toate. Am fost căsătorită, sunt divorțată pentru că soțul meu a divorțat de mine. Așa a vrut el să divorțeze. Dar am și doi copii minunați, David și Daria, prin îndurarea lui Dumnezeu și Domnul să-i binecuvinteze și pe noi toți deopotrivă. Amin. Și vreau să-i închin acești copii lui Dumnezeu. Să se facă întru totul și în toate numai voia lui Dumnezeu, în viețile noastre, în inimile noastre. Eu îi mulțumesc și n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața mea. Mi-a deschis harul său, a coborât la mine, mi-a dat lumină, mi-a dat vindecare și mi-a șters orice lacrimă și orice durere. Mărească-i se numele de Tatăl meu. Aș vrea să recit o poezie sau poate două spre slava lui Dumnezeu și de acum înainte am promis așa lui Dumnezeu că îl voi slăvi pe Dumnezeu cu tot ceea ce sunt, cu tot ceea ce am, pentru că lauda se cuvine să fie numai a lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu e Dumnezeu și Dumnezeu e steagul meu. Aleluia! Prima dată aș vrea să îi mulțumesc. Eu îți mulțumesc frumos, Duhule Sfânt. Îți mulțumesc din inimă, Iisuse, tăria mea. Îți mulțumesc că m-ai făcut o ființă așa de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Te iubesc din inimă, Iisuse, tăria mea. Tu ești singura mea fericire. Tu ești cea mai înaltă dorință din viața mea. Te iubesc cu o iubire eternă. Și aș vrea să trăiesc o veșnicie în casa ta, mai mântuit, mai fericit, mai spălat în sângele tău cel sfânt, mai curățit, mai sfințit, mai binecuvântat cu adevărat, tu al lumii împărat, mai ascuns în tine, ai șters ale mele suspine, ai pus peste mine pecetea Duhului tău cel sfânt, m-ai urcat spre lumină și ai spălat a mea tină, iar eu te slăvesc neîncetat, căci ești al meu împărat. Îți mulțumesc cu o inimă curată, îți mulțumesc că ai fost cu o inimă curată ce a fost adesea întristată, dar acum m-ai eliberat de-a lumii păcat, m-ai spălat în sângele tău cel sfânt și curat și acum te iubesc cu adevărat. Am și o poezie scrisă prin Duhul Sfânt la adresa păstorului. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt m-a mângâiat întâi pe frunte, apoi El mi-a șoptit la ureche, tu ești a mea, am pus eu pe tine a mea pecete. Apoi mi-a uns ochii și mi-a dat lumină, ca din lumină să ajungă în tine, să mă transforme cu iubirea lui cea mare și a pus în mine război de fapte, fapte bune și fapte necurate. M-a cercetat prin a sa lucrare și am zis, Doamne, ești atât de mare, n-ai în această cumplită lume nicio asemănare, ești din Dumnezeu, ești un foc prea sfânt, ești un nou legământ curat,
care m-a scăpat de al meu crunt păcat. Ai pus în mine vindecări divine, așa cum Tu, Iisuse, ai promis. Eu ți-am dat fapte murdare rele, iar Tu ți-am dat să bei și fiere, iar Tu, Iisuse, scump, o sfinte tată, Tu mi-ai întins o dragoste adevărată, dragoste nepătată, dragoste neschimbată, dragoste din Dumnezeu, din Fiul de Împărat, ce pe mine m-a înfiat. Mi-ai dat porumbei de lacrimi sfinte, când eu începeam să Te iubesc, Părinte. Așa, și mai vrea să spun o poezie, vă rog să nu vă supărați pe mine. Fratele meu, din Dumnezeu Tu l-ai creat în chip atât de minunat. Ai pus peste El steagul Tău, Iisuse, Fiul de Dumnezeu. L-ai încercat prin suferință ca să vezi a Lui căință. El s-a mâhnit, s-a întristat, iar Tu asupra i-a păsat. Dar într-o zi a acceptat ce Tu, Iisuse, Tu i-ai dat. A înțeles, s-a pocăit, totul ți-a mărturisit, iar Tu spre El te-ai aplecat, ai iertat al său păcat și ai dat izbăvirea în dar, Iisuse, Fiul de pe Calvar. Ai coborât cu mila Ta, i-ai adăpat al Său suflet cu apă vie și L-ai binecuvântat cu împărăție, cu o haină albă curată, iar Tu ești Cel ce așteaptă întâlnirea aceasta minunată. L-ai binecuvântat și cu un duh de rugăciune sfântă, ai implementat în El cuvântul și L-ai pus să vorbească despre Tine și a celora înfometați de pâine. L-ai pus să vestească și El cuvântul și ai găsit în El avântul lui Iisus de a spune mereu: Eu sunt Fiul din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu cel viu, să spun despre Tine și acolo în pustiu. M-ai învățat să fiu lumină aici, în lumea asta de Tină. Mi-ai uns ochii cu un delem curat și acum eu Te văd neîncetat. Mărit să fie Domnul! Amin! Am un cuvânt să vă spun din partea lui Dumnezeu. Nu vă încredeți în om, încredeți-vă în Domnul. El poate să vindece orice boală, El poate să vindece orice îndoială. El este Dumnezeu, este viu, este sfânt, este adevărat, este al lumii împărat, este și împăratul meu. Îl iubesc pe Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului Iisus pentru această minunată biserică și am zis în gândul meu: Doamne, dacă mi-ai dat eliberarea,